venim cu niște angajamente clare, măsurabile, cu livrabile, cu bugete și cu instituții responsabile. Fiecare dintre aceste angajamente pe care le voi citi eu și Oana are în spate o fișe cu aceste elemente, le găsiți aici, le găsiți și pe site-ul USR Plus, care este disponibil în acest moment, cu întreg programul și cu toate angajamentele. Este și o metodă de a raționaliza negocierea unei viitoare alianțe de guvernare. Nu vom merge să negociem cu partenerii noștri posturi, vom negocia în mod efectiv aceste angajamente, vedem exact ce punem noi, ce pun alții și ce ne propunem să facem împreună la guvernare. Angajamentele USR Plus pentru guvernare sunt 40, sunt împărțite în 8 capitole. Primul capitol, o Românie fără hoție. Primul angajament, cum vă așteptați, fără penali în funcții publice. Am strâns 1 milion de semnături, vom duce la capăt acest proces, vom schimba Constituția. Numărul 2, fără pensii speciale. Vom elimina toate pensiile speciale, principiul la pensie egală, la contribuție egală, pensie egală, va fi prioritatea zero. Angajamentul numărul 3, să nu mori cu dreptatea în mână. Vom vindeca justiția, vom corecta legile aberante date de Iordache și de Dragnea. Vom desființa secția specială, vom reporni DNA, vom informatiza și reorganiza instanțele astfel încât românii să aibă parte de decizii drepte și la timp. Capitolul 2, un stat reformat. Angajamentul numărul 4, 300 de parlamentari, primari în 2 tururi și reforma electorală. 300 de parlamentari, așa cum au votat românii la referendum. Primari în 2 tururi pentru a avea șefi de orașe cu legitimitate. Vom crește reprezentativitatea diasporei. Vom introduce votul prin corespondență și votul electronic. Vom aplica, de fapt, întreaga inițiativă cetățenească Oameni Noi.